mergeam cu câțiva dintre colegi la Bufta, nu ne chema nimeni, dar noi ne duceam la probe de film și într-una dintre zilele astea a venit cineva la mine și mi-a zis, hai să semnez contractul. Și am zis, nu exagerez, nu eram cabotin, și am zis, care contract? Niciunul dintre noi, poate Nicolae Cojos, dar ceilalți nu ne gândeam vreodată că filmul ar putea avea asemenea succes și asemenea longevitate. Cojos a încercat să ne împrietenească pe Teodora și pe mine, să ne trimită la plimbare, să ne ducă prin oraș, să... Noi nu ne prea suferam la momentul filmării. Dansăm și rămâne nemuritor, dațul din declarație de dragoste. Și eu pe secvența asta m-am simțit Fred Astaire. Da. Asta a fost o secvență pe care am filmat-o destul de greu, pentru că, mă rog, strigătele... Mie mi-a fost frică toată viața de patetism. Dat autografe în așa fel încât am pierdut avionul de la Constanța. Erau atât de mulți oameni. Era ceva, un nivel de succes pentru care evident că nu eram pregătit.